Zoli. Doamne, domnișoarele și domnilor, am o mare dilemă. Am 8 fete care lucrează în hotelul meu, dar fiind vacanță, bineînțeles că le-am permis să aibă și ele o mică aventură. Sărutate aici, unii aici, așa, faceți-le semn mai tare dacă puteți, așa, ca să vă repereze clar. Doamnă, aveți camera 309, vă rog, ocupați loc, cameră dublă cu copil, vă rog, ocupați locuri, o să se ocupe de dumneavoastră cei de la recepție, mulțumesc. Așa, puteți da cățulițele jos, că e bine și cald aici, e vară, dar dacă vă e frig, e bine și așa. Bun, ai freză faină, bun, mulțumim foarte mult, așadar să vedem fetele mele, dragele mele, super. Ziceți dumneavoastră, nu sunt frumoase fetele mele? Aplauze! Avem și... Băi, dă un pic de muzică, așa, ca să avem un pic de atmosferă. Avem și 8... Dansați, voi dansați, o să vă supun eu la probe dacă sunteți voi demni. Bun, perechea cu numărul 1, aplauze! Iubita mea, iubita mea, fică, ia spune, prezintă. Mă numesc Voda Andreea Miruna, vin din clasa 9C, secția arhitectură. Sunt cea mai mare soră din familie, hashtag number one. Iar în această seară am venit să arăt lui tati că sunt demnă să preiau hotelul. Bine, dar nu știu dacă aplauze. Ia să vedem noi, turist, așa îți place de fica mea, nu? Așa, bun, bun. Bună seara, mă numesc Muntea Vlad, vin din clasa 9D, secția actorie și în această seară am venit cu draga mea parteneră să luăm împreună moștenirea. Moștenire, nu vedem noi dacă aveți parte de moștenire sau nu, mergeți la locurile voastre. Bun, perechea cu numărul 2, păr împletit, ce ești? Rebelule, ce faci tu, fata mea? Bine. Bună seara tuturor, mă numesc Costan Roberta, sunt din clasa 9D, secția actorie. În această seară am venit să-i demonstrez lui tati că nu e bine să te arunci din prima, ci să gândești de două ori cui lași moștenirea. Bună seara, mă numesc Lufer Thomas David, vin din clasa 9C, secția arhitectură. Primind scrisoarea de la draga mea parteneră, nu am mai stat pe gânduri și m-am gândit să vin aici să ajut la deținerea hotelului. Bine, mă, Lufer, du-te la loc, mergeți la locurile voastre și ai grijă de fica. Perechea numărul 3, asta este... Ea e doar fica mea, el este angajat, el nu va fi în concurență pentru că el este liftierul meu. Au venit întârziați, te rog să te ocupi de ei, să le duci bagajele, da? Du-te până se prezintă fica mea, du-te și ia-le bagajele, ia poșeta doamnei. Băgați cardurile acolo. Lasă, vin bine, lasă, vin înapoi. Iubita mea, ia spune tu, Lorena. Bună seara, mă numesc Gâlea Lorena, vin din clasa 9 de la secția actorie și sunt cea mai talentată cântăreață a familiei. Consider că sunt cea mai demnă să moștenesc hotelul, deoarece sunt harnică și îmi doresc foarte mult acest lucru. Bună seara, mă numesc Niculescu Angel, fac parte din clasa 10-a D, secția actorie și în această seară sunt prezent aici pentru a mă ajuta partenera să pentru a mă ajuta partenera să moștenească hotelul. Stai, Angel, stai, nu râdeți de el, pentru că el nu cu vorbitul e, el e cu cântatul, a lucrat și sezonul trecut, ai fost anul trecut, ce-i cântat anul trecut, mai știi? Ia zi acolo un pic din cântatul tău. Ce-ai cântat aia cu nene, nu mai știi, nimic nu știi, poezii nu știi, aia nu știi, nici nu știi. Du-te și ocupă-te de lift. Bine, perechea cu numărul 4. Nie, auzi. Ia, domnule, Sheila. Bună seara, mă numesc Timi Sheila Beatrice, sunt în clasa 10-a D. Iar în această seară am venit pentru a-mi ajuta surorile și partenerul. Mulțumesc frumos! Bună seara, sunt Moș Bogdan din clasa 9 de secția actorie, iar eu n-am venit aici în această seară să-i demonstrez tatălui socru că suntem de vreo moștenire, ci am venit să mă distrez alături de partenera mea, Sheila. Vă mulțumesc! Adică pe mine mă ignori în seara asta, las că e bine și așa. Perechea cu numărul 5. Bună seara, mă numesc Dinescu Maia din clasa 9A, secția muzică. Eu sunt steaua familiei și am venit să-i demonstrez tatei că hotelul de 5 stele are nevoie de stea. Mulțumesc!
Bună seara, mă numesc Roman Cristian, sunt clasa 9C, secția arhitectură și am zburat chiovenul până aici pentru a-mi susține iubita mea parteneră în luarea moștenirii, deși aveam meci. Mulțumesc! Bine și așa! Perechea cu numărul 6! Bună seara, mă numesc Vicent Alhava, sunt în clasa 9D de la secția de actorie și vă asigur că sunt cea mai potrivită persoană să conduc mai departe moștenirea acestui hotel. Bună seara, mă numesc Suciu Alexe, sunt din clasa 9E de pe secția de design și am venit în această seară să-mi susțin iubita în luarea moștenirii. Stați aici pentru că trebuie să vă spun, Hava este cea mai proaspătă aniversată, am plinit luni 15 ani. La mulți ani, aplauze! La mulți ani, fica! Vezi ce faci, tort și din astea, flori, chestii. Perica cu numărul 7! Ea este fica mea albă ca zăpada. Bună seara, mă numesc Quintiano Berta, sunt din clasa 9D, pe secția actorie. Eu trebuia să fiu ultima fiica familiei și în această seară o să vă demonstrez că eu sunt cea mai potrivită pentru a moșteni hotelul. Mulțumesc! Bună seara, mă numesc Cristi Sebastian, vin din clasa 9D de la secția de actorie și în această seară am venit să ajut pe draga mea parteneră Roberta să câștige moștenirea familiei. Sebi, ai grijă de fica mea, da? Așa, așa. Și perechea cu numărul 8. Bună seara! Alessia Ozoreanu mă numesc. Îmi place să cânt, de aceea reprezint clasa 9A. Sunt cea mai mică fată din familie, dar cred că eu merit moștenirea deoarece ceilalți sunt mari, oricum se descurcă. Și să știți că esențele tari se țin în sticluțe mici, dar în cazul meu, esențele tari se știe că se țin în sticluțe mari. Mulțumesc! Bună seara tuturor, mă numesc Crișana Alex, așa zis Gheboasă. Vin din clasa 9D, de pe secția actorie și am venit aici în această seară să câștig moștenirea, dar și inimile tuturor fetelor din sală. Bun, dacă vreți moștenire, deci așteptați să mor cât mai repede, nu-i nimic, am să vă supun și eu la câteva probe. Perechea cu numărul 1 și perechea cu numărul 8, aici față-față. Ia veniți aici să vă supun la un test fulger, cea... sau cel care va ridica prima mână după întrebarea pe care o pun, are drept. Avem și tobă, bravo, v-ați trezit în sfârșit. Care dă primul, nu mai e nevoie, că avem și tobe și tot felul. Cel care sau cea care dă ubâta în tobă, răspunde la întrebare. Atenție! Zice așa, câte filme, mama mia, sunt? Două filme, mișcă, te vlas și tu, vrei moștenire, o nu vrei. Bun, mergeți la loc, perechea cu numărul 7 și perechea cu numărul 2. Lasă acolo, bun. Haideți, 7 și 2. Atenție, întrebarea. Cum se numește hotelul din film? Care a dat prima? Recunoaște tu? Zi. Belladonna. Cum se numește? Belladonna. Știam. Bun, mergeți la loc. 6 și 3. Continuă versul. You are the dancing queen, young and sweet, only... Deodată, touch! Ați dat deodată, ziceți deodată. Apropiați-vă de microfon. Stai mă, liftierule. Dă-i în cap. 17! Bravo! Aplauz! Bă, da, voi sunteți mulți băieții. Nu vă dau nimic, de lucru doar. Perechea cu numărul 5 și 4. Ce actriță joacă pe doamna Sherry? Dar n-am terminat întrebarea alta. Numește trei țări sau insule în care poți călători vara? Zanzibar, Spania și Italia. În Zanzibar te pot duce, dar fără Zanzi, știi, doar la bar. Bun, mergeți. Merge mai departe, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Toba mare rămâne aici, te rog, hai de basti, hai, ia, te rog frumos, toba, pentru că avem de lucru. Doamnă, domnișoarele și domnilor, distracția este foarte mare aici la hotelul nostru, în aplauzele dumneavoastră, vă rog să mergem să vă pregătiți pentru următoarele probe. Uitați-vă, Febla cu mâna acolo, superb!
pentru că aici la hotel am un staff extraordinar, cei care sunt cu ochii pe noi tot timpul, managerul hotelului nostru din această seară de la Bello Zoli, nimeni alt, aplauze și lumină, vă rog să se și vadă managementul meu, și anume doamna director Marinela Tudoran, să rămână. Profesor coordonator Bianca Ungur. Domn profesor de la actorie, domnul doctor Brânzeu Nicolae. Profesor de geografie. Nu mai avem camere. A salutați așa pe toată lumea? Pe lângă că ați întârziat? Bine. Avem și profesor de geografie Gureanu Dorel. Invitat special, cu o carismă nemaipomenită, domnul viceprimar Cheșa Ilie. Designer international, Andreea Cornie Wacker. Și, nu în ultimul rând, digital advisor at Fashion Flair magazine, Barna Claudiu. Și, pentru că un hotel de 5 stele, mamma mia, întotdeauna trebuie întreținut cu sponsor. Permiteți-mi, doamnă, doamnă, de ce sunteți tristă, doamnă? Pentru cine ați venit? Ați venit? Aveți fică, fiu? Ce aveți aici? Ce? Ce? Nu cunosc asta. Lasă. Ce ai lasă? Alex. Am avut elevă frumoasă, fata, aveți și noastră. Bun. Sala de evenimente Helen, Ivan, Dancia, Nicoleta, Uncruț, Ovidiu, Dr. Roșca Vlad, International Alexander Holding, Boulevard Print, Fashion Designer International, Andreea Cornie Wacker, Flana Market, Ligia Berce. Și acum un sponsor care mie îmi place foarte mult, pentru că pot să fii răsfățat la maxim la ei, Frizeriile Show. Aplauze pentru sponsori. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc pentru flori, vă mulțumesc, nu trebuia, le punem în vază. Aici ne ocupăm cu dumneavoastră, așa, pentru cine ați venit? Cum? Roberta, bine, bine Roberta. S-a dus acasă. Bun. Avem și AUK Models, Slabimal la volan, by Andreea Lăcătuș, Can Event, salon de cosmetică și machiaj, Marius Simion, In Times Concept, școala de șofer Ghetto, măcelerea Di Francesca e Federico, Georgiana Dizi, Sofia Larisa, Remro, Astra Electric și în ultimul rând CrossFit Arad. Aplauze pentru sponsorii noștri.